Vai, de campionat de găini. Deci ca să înțelegeți puțin cam cât de mare este Elronul, am o mică surpriză. Hai să vă arăt noile jaguri. Salut, eu sunt Andu și bine v-am găsit la un nou vlog. Azi avem cea mai specială zi din an, dintr-un singur motiv. Am montat noul kit pe Camaro pe care l-am așteptat foarte, foarte mult timp și mă uitam de când eram mic copil pe internet la astfel de mașini. Și totodată avem pentru noul kit așa, avem bară, avem praguri, difuzor și o mică surpriză la final care abia aștept să o vedeți. Așa că eu nu mai pot de emoții pentru că am așteptat aproape o lună de zile să se termine toată nebunia asta, pentru că a fost mai greu de montat bara, pragurile și toate nebuniile, pentru că ce să vedeți e un Camaro și piesele sunt mult, mult mai speciale și totodată am și vopsit mașina, dar stați să vedeți pentru că eu am primit o singură poză de la băieții de la Central Paint cum au făcut-o. Și s-a terminat joaca. Efectiv, eu vreau să o văd. Acum ușile sunt închise, n-am apucat să o văd. Hai în interior că nici nu știu să mai controlez cuvintele. Uai! Vai, am asat un singur lucru! Uai, lei! Radule, dă-te că nu văd de tine! Vai de mine, deci văd efectiv doar vârful botului cât de ascuțit e. Dacă ești cu asta în trafic, cred că prima poliție tragi pe dreapta, băiatul meu. Vai, deci am pierdut de găină, nu mai pot. Mamă, nu, hai să vă dau cinematicul direct să o vedeți pentru că e moartea mea. Și băieții mei, după cum am zis în cinematic, așa arată Camaro-ul nostru acum. Eu cel puțin m-am îndrăgostit de el. Botul mi se pare cel mai agresiv din lume. Nu mă așteptam. Ideea următoare că eu când am făcut acest Camaro, ghiciți unde m-am inspirat. De pe Pinterest, mâncava și gura voastră de pe Pinterest, m-am uitat care îmi place mie ca bară. Și asta am luat-o. Nu mă așteptam să pice niciodată bara de față, cât și un eleron foarte mare pe spate, care momentan nu l-am pus din vari motive. Le-am luat de la Kit Tuning. Eleronul chiar l-am acolo lângă mine, că l-ați mai văzut și în TikTok-uri și mai multe părți, doar că momentan nu s-a putut monta pentru că am avut eu foarte mult de alergat cu mașina. Dar bara asta, cel puțin eu m-am îndrăgostit de ea și încă o chestie pentru care voi m-ați criticat la început a fost capota. Toți mi-au zis, băi, de ce ai făcut capota neagră la Camaro? Că se vede ca naiba. Ei bine, eu capota neagră am făcut-o la Camaro, gândindu-mă că o să iasă așa, cu bara care e cu negru lucios, cu grilele, cu etc. Eu așa am gândit-o de la început, doar că, na, capota am făcut-o înainte. Și încă o chestie pe care pun pare că mulți dintre voi nu știați, toate mașinile de curse au capota neagră. Care știe de ce, să lasă în comentarii. Trecând mai departe, ați văzut și acele praguri, care sunt foarte late. Eu acele praguri le-am luat din gândirea de a avea cumva o continuitate mașina. Nu știu dacă ați văzut multe mașini, au dita mai bara, un dita mai eleronul pe spate, dar n-au continuitate. Eu am vrut să creez la această mașină și o continuitate să se vadă super frumos. Bă, dar din bara asta cele mai frumoase lucruri sunt evazările astea. Uitați efectiv cât de imensă sunt, eu să mor după ele. Și pentru cine o să zică că această gaură este falsă, atenție, nu este falsă, nu este nicio vrăjeală. Aerul care trece pe aici se duce către noapte având un vent, iar aici se duce direct în radiatoare să creeze mai multă putere la mașinuța asta. Grila, din câte vedeți, am făcut-o negru lucios ca să asorteze cu această chestie de pe capotă, iar grila asta imensă am lăsat-o negru mat pentru că voiam să fie cu capota, să creez cumva un contrast. Vreau să lăsați în comentarii dacă vă plac ideile mele sau dacă ați vrea să schimbăm ceva la mașină. Cea mai mare speranța mea e ca poliția să nu se ia de mine cu bara asta, pentru că este o bară foarte agresivă și, nu știu, eu cel puțin n-am mai văzut bare așa agresive la BMW-uri, la Audi, la chestii de genul, n-am văzut niciodată, dar asta mi se pare imensă și este foarte, foarte lată. O să văd de la Duster la Camaro cu bar de genul cum o să iau eu toate gropile. Dar hai să trecem puțin pe lângă mașină, pentru că pragurile nu vi le-am prezentat. Sunt niște praguri de ZL1 și apropo, tot kitul de pe mașină este de ZL1 și îmi place că sunt foarte, foarte late. Poate vă întrebați de ce a durat așa mult să facem acest Camaro, să punem acest kit. Ei bine, kitul de Camaro este foarte rar adus în România și este foarte rar de cumpărat. Am avut niște parteneri care m-au ajutat foarte mult și care au fost alături de mine pe tot parcursul acestui proiect, bineînțeles că nu e încă gata, v-am zis, mai trebuie eleron, jante și multe altele. Dar bara, așa cum v-am zis, tot de la Kit Tuning, la fel și eleronul, care urmează să fie montat, pentru că în opinia mea spatele momentan
este cumva neterminată, adică e foarte agresivă bara și spatele e cam gola și în partea asta. Iar difuzorul de spate împreună cu pragurile celelalte le-am luat de la magazin tuning.ro. O să vă las și un screenshot pentru că pe aceste site-uri nu găsiți numai băr de Camaro sau de Mustang, găsiți și de Audi, de BMW și de multe, multe altele, pentru că ei cu asta se ocupă, cu tuningul mașinilor. Și hai să vă arăt și puțin bara de spate sau noul difuzor care mi se pare la fel foarte agresiv în ton cu bara, cu aceste țepușe, nu știu cum să le numesc, că eu pe astea le vedeam în NFS și eu mi-am dorit NFS-ul să-l aduc în viața reală. Și încă o chestie, un merit foarte mare a băieților celor de la Central Paint, acest mic far sau lampă de spate nu exista în bară. Această mică invenție, să zic așa, au făcut-o cei de la Central Paint, bineînțeles, au făcut-o cum trebuie și mi se pare că completează foarte bine difuzorul de spate și pe lângă treaba asta nu am pierdut stopul de ceață și sunt cel mai fericit. Evident, cum probabil v-ați prins, mașina a fost vopsită. Știu că probabil mulți v-ați fi dorit să schimbăm culoarea mașinii, mie îmi place roșu momentan pe culoarea asta. Iar mașina a fost vopsită la Central Paint, care aveți chiar aici. Eu am fost foarte mulțumit de ei, mi se pare că bara a ieșit în mare fel, pentru că eu efectiv le-am trimis o poză și le-am zis: bă, vreau să o faceți așa. Și băieții și-au făcut magia. Și acum hai să vă povestesc puțin ce urmează să facem la mașină. După cum știți, volanul nostru este în locul la cei de la Vivacy Leather. Și pe lângă treaba asta, hai să mergem puțin pe exterior, că probabil asta vă interesează și asta o să vedeți voi. Ideea următoare, că am nevoie de ajutorul vostru, ce aș vrea să mai schimb la mașină. 1. Oglinzile, dacă ar trebui să le fac din roșu-negru. 2. Plafonul, nu știu exact dacă să-l las tot roșu, că mi se pare că capota fiind neagră s-ar completa mult mai bine cu un plafon negru, dar încă nu-mi dau seama, pentru că și în combinația asta îmi place. Așa că vreau să mă ajutați voi în comentarii. Totodată, nu v-am zis treaba asta, dar sunt și jantele în București, chiar zilele astea o să le montăm când vedeți voi vlogul și abia aștept să văd cum o să pice pe mașină. Dar un lucru care îmi place la bara asta e cum pică cu farurile. Fiți atenți cum arată când deblochezi mașina cu farurile astea și parcă au niște demon eyes. Vreau să lăsați în comentarii dacă ar trebui să le facem roșii farurile, mai exact aceste semnalizări, dacă ar trebui să fie roșii. Și la fel și ochiul ăsta, bineînțeles, inspirat de la Montrei, că la el am văzut treaba asta și mi se pare genial. Și totodată ce mă mai gândeam, să bag niște LED-uri în spatele această grilă masivă și să fie toată roșie, un ton cu mașina. Dar de asta vreau să mă ajutați voi în comentarii, că voi sunteți parteneri la acest clip. După cum v-am zis, pe mașină o să urmeze și un mega aileron pe spate, dar hai să vi-l arăt așa puțin cum o să arate, pentru că momentan nu a putut fi pus pe mașină. Stați să vi-l aduc chiar acum. Deci ca să înțelegeți puțin cam cât de mare este aileronul și acum hai să mergem puțin să-l montăm și pe mașină, să vedeți cum arată. Mamă, deci uitați, auzi, eu mai bine îl pun pe ăsta pe capot, îl fac așa aerodinamic, se potrivește și cu forma mașinii, ce ziceți? Hai că el pe spate. Ideea ca să înțelegeți puțin de ce nu am mers făcut. Acest mic aileron, după cum vedeți, zice că e lipit cu ceva bandă adezivă, nu frate. Ăsta este prins în șuruburi, trebuie scos șuruburile, trebuie montat ăsta. Și a fost un procedeu puțin mai greu, trebuie revopsit și ăsta, tot la băieții de la Central Paint, dar haideți să vă faceți o idee. Cam aici o să vină aileronul ăsta și cam așa de mare o să fie și o să aibă trei țăruși. Unul aici, unul aici și unul aici. Vreau să lăsați în comentarii o părere despre acest aileron, eu cel puțin sunt nebunit și abia aștept să îl pun. O să facem un vlog dedicat când îl punem pe ăsta, pentru că mi se pare, cred că, cea mai specială parte a mașinii după bara imensă. Și așa cum v-am zis la începutul vlogului, am o mică surpriză și anume o să vă arăt o bucățică din jantă, pentru că suntem la anvelope.ro, casa jantelor și a anvelopelor. Așa că hai să vă arăt, pentru că sincer și eu vreau să le văd. Iar acum hai să vă arăt noile jante, dar vă arăt așa o bucățică mică, nu să... Atât, asta e să trage de aici. Hop, ia vedeți cum arată. Și cam atât primiți, că urmează vlog cu noile jante. Și pentru că nu puteam să vă las mașina, să o filmăm doar într-un gărăjel, pentru că am fi distrus culoarea asta superbă roșie, ca să înțelegeți puțin de ce iubesc eu roșu, hai să dăm un tur de mașină. Cam așa arată acum, că avem și mai mult spațiu. Spatele mașinii cu difuzor, cu tot ce trebuie. Într-adevăr, o să urmeze o evacuare dublă cu două țevi de-astea mari, așa bam bam. Dar asta o să vedeți în curând. Aileronul, după cum l-ați văzut, mare. Încă o dată vă cer ajutorul dacă se face și portbagaj. Ia uite, bă, am pus-o acum două minute, s-a pus oricum. Trecem mai departe. Avem aici frumos pragul cel mare. Și dacă venim în față, că asta e piesa de rezistență, fața. Băi, deci fața în soare. E o mașină mai agresivă ca asta, n-am văzut în viața mea. Și cam așa arată fața mașinii soare. Eu așa m-am îndrăgostit de ea, o iubesc. Și credeți-mă că mers, e altă ligă mașina. Într-adevăr avem și aceste șoricei. La kit de 6.000 am pus și niște șoricei de 3 lei. În
curând o să punem și numere magnetice din spate de la Radu, că el ne filmează. Și cam asta a fost mașina, băieți. Vreau să lăsați o sinceră părere în comentarii. Până data viitoare am fost Andru, nu uitați să dați o guriță mică, butonul de like, de subscribe. Pa, pa! Și vreau să le mulțumesc tuturor partenerilor din acest vlog, kittuning.ro pentru bara față și eleronul care o să fie montat, pentru vopsirea și montarea kitului celor de la Central Paint, atenție, ei fac și servicii de mașini, și toată vreau să mulțumesc pentru praguri și pentru difuzorul spate celor de la www.magazintuning.ro. Așa că dacă vreți și voi să vă îndepliniți visele, să vă faceți mașina visurilor voastre, aveți link în descriere cu toți partenerii din acest vlog.